Sătul de confortul occidental, un străin și-a găsit liniștea într-un sat din Buzău. Mie îmi place stilul de viață în România. Este mult mai flexibil. Adică vine un vecin, poți să vorbești cu un vecin, vine sta la un pahar, adică în Germania trebuie să anunți o săptămână înainte când vrei să te vezi cu cineva, aici merge așa, flexibil. Și-a investit timpul și banii în renovarea unui conac de care nimeni nu mai voia să știe. Când am cumpărat, nu știam ce mă așteaptă. Nu știam că se va fi o renovare și o construire de 10 ani, nu știam. Poate dacă știam, n-ar fi făcut. Dar acum când văd, când sunt pe balcon sau pe terasă și văd piscina și văd dealuri din Valea Buzaului în spatele nostru, atunci spun, băi da, a meritat. După o vară încinsă, ne punem trolerul în cui și ștergem din calendar încă un sezon estival. Pe litoralul românesc a încăput chiar toată lumea. De la cei mai relaxați până la cei mai supărați. Unde n-a fost hora, a fost încăierare. Unde nu s-a dat mână cu mână, s-a dat cu pumnul în salvamari, în jandarmi sau în vecinul de cearșaf. De departe, Costineștiul rămâne stațiunea în care românul s-a distrat pe cinste și a adunat amintiri de colecție, fie de la bal, fie de la spital. Uite ce face poliția! Încearcă, frate! Nu! Sunt imaginile care au făcut în conjurul țării, care ne revoltă și ne aduc aminte că trăim în țara în care unii se cred Dumnezei și se comportă ca atare. Bătaia, scandalul și circul, asta caracterizează în câteva cuvinte și sezonul estival de anul ăsta. Să ne întoarcem în timp nu cu mult, doar cu 5 minute înainte să înceapă bătaia din Costinești, care avea să ajungă până la urechile premierului și mai apoi într-un alt dosar penal de notorietate. Întâmplarea face ca echipa Asta e România să fie prezentă pe plajă chiar în momentul în care a început scandalul. Din cauza de la înghesuială, a fost prea multă populație. Și s-au împins și eu zis unul, mă, te dă-te mai încolo. După aia el s-a îndepărtat și restul vreo 5 sau vreo 6 ani, a fugit după ei și a bătut acolo în sus, între oameni. Aparent, cele două tabere de scandalagii s-au aprins fără vreun motiv serios, spun martorii. Consumul de alcool și căldura de pe plajă au fost suficiente cât să se iște o bătaie în toată regula pe nisip. Când au apărut oamenii legii, indivizii aprinși deja au sărit din nou la bătaie. Din imagini se vede cum unul dintre jandarmi îl pălmuiește pe un agresor, apoi se bate cu el parte în parte. Totul a început acolo mai în față. Da. Nu știu, niște băieți s-au luat de un om al străzii. Și băieții ăștia blonzi au încercat să-l apere și după aceea au fugit unul după altul să se bată. L-apere pe cine? Pe omul străzii. Omul străzii, da. Ok. După aceea au început să fugă unul după altul să se bată. După aceea a venit poliția și jandarmeria și i-au adus aici. Și aici s-au schimbat niște vorbe mai grele un pic. Și poliția și jandarmeria s-a simțit jignită și au început să-i bată pe domnii. Problema este că, după ce au făcut scandal, indivizii din imagine au fost puși sub control judiciar și au putut să se întoarcă pe plajă. Hai, drogă!
Între timp au apărut și detalii din trecutul celor care s-au bătut cu jandarmii pe plaja din Costinești. Unul a fost cercetat în Germania pentru tranzacții ilicite cu arme și explozivi, iar cel de-al doilea a fost condamnat în țară pentru loviri și alte violențe. Sunt unii care chiar și-o merită. Sunt niște specimene care fie se bat între ei, fie își găsesc unii așa zis și fraieri, cum în limbajul lor, de care să se ia, dar pentru mine ar fi mult mai înțelept să meargă să se bate direct cu jandarmi. Adică, na, ce să zic, că nu mi-s foarte simpatici nici jandarmii. Așa că dacă se bat jandarmii cu cocalarii, din punctul meu de vedere nu poate ieși decât bine. Unii, cel puțin unii, vor pierde. Uneori vor pierde ba dintr-o tabără, ba din alta, dar overall, trăgând linie, eu zic că va ieși bine. Scandalul a ajuns până la guvern, de unde premierul anunță măsuri vehemente și game over pentru bombardierii care distrug vacanțele turiștilor. Trebuie toleranță zero față de toți, așa zisii bombardieri, care fac scandal și confundă plajele și drepturile cetățenești cu Maidanul în România. Declarația premierului vine la câteva zile după ce un alt scandal avea loc pe plaja de la Eforie Nord. Aici, alți turiști răzvrătiți se luau la bătaie cu salvamarii care nu-i lăsau să intre în apă din cauza valurilor foarte mari și a curenților periculoși. Ce spuneți, aud fluierul? Fluierul se aude întotdeauna, problema este că nu vor să se uite la noi, da, sau să ne asculte. E cam greu cu ei, că am văzut că dumneavoastră sunteți mereu la datorii, atenționați, dar ei se duc acolo în valuri, chiar dacă este steag roșu. Este steag roșu acum, nu? Da. Este chestia că sunt inconștienți și încăpățânați. Oricât am încercat să le explicăm situația, nu vor să înțeleagă. În cultura occidentală, modelul de înțelepciune era Socrate, care spunea, eu știu că nu știu nimic. Na, la capătul celălalt al înțelepciunii se află prostia. Prostul e ăla care crede că el știe tot. Adică ăștia au impresia că ei știu mai bine decât salvamarii. În loc să fie așa, bă, nu știu, poate ăsta totuși știe mai bine decât mine, hai să ascult de el, nu. Vii și bagi în față chestia asta, că nu mă știu eu mai bine. Și bă, nu degeaba se zice că dacă n-am fi din când în când inteligență, ar fi tot timpul proști. Starea naturală a omului e mai degrabă prostia. Și încercăm să ne ridicăm de aici, mai învățăm, îi mai ascultăm pe alții care sunt mai pricepuți la înotat și luăm aminte la ce spun. Ei, românul preferă să rămână în stadiul ăla de prostie, în care nu ascultă de ceilalți, care au pregătire într-un domeniu, nu că știu eu mai bine. Am văzut că tot fluierau salvamarii. Da, din cauza valurilor, din cauza curenților. Sunt foarte mari curenți. Dar te-ai băgat? Am băgat, da, îți dai seama. Păi la toată lumea fluieră salvamari. Cu ce buget? Cu vreo 5-600 de euro. E ok, două zile e ok, eu zic că e ok. Bun. Și tu ești cu el, nu? Da, eu sunt soția lui. A, tu ești soția lui. Foarte bine, înseamnă că tu ții contul la bani, cum ar veni, nu? Nu, el. El că e bărbat. Normal. Și ce dorințe ai de la soțul tău în seara asta? M-a adus la mare, m-a distrat, i-a făcut toate poftele, sunt foarte mulțumit. Dar i-ai spus tu lui ce vrei sau a ghicit el? I-am spus și eu, am mai ghicit și el o mică parte. Ați intrat și peste a groșu, este, recunoașteți acum. Nu, că nu era roșu, era roșu și era cam un roz, așa. Era chiar roșu cu galben și sub el încă unul roșu. Păi nu, păi ăla se bagă, ăla roșu de acolo, ăla e roșu. Nu e roz, nu e. Ăla nu-i de intrat. A vorbit cu salvamarul și ne-a lăsat aici în colț să ne jucăm. Cu colțul de rușine acolo. Și ne-am jucat aici, da. Ce v-ați jucat? Da, s-a mai întâmplat și ceva. Ieri a mai fost și cazul nefericit. Păi și vedeți, dacă mor oamenii prin apă, ce vă mai trebuie să mai intrați acolo? Păi la ce am venit? Că pentru apa asta vin apă așa
De unde sunteți deloc? Din Curtea d'Argeș. Da, avem râuleț, avem baraj, dar asta e altceva. După un an de muncă, românul s-a relaxat de toți banii. Stațiunea Tineretului, cea mai faină stațiune. Dar celelalte ce au? Nu știu, nu ne atrag. Nu e cum e în Costinești. Ce ar trebui să facă celelalte stațiuni ca să vă atragă? Probabil să... Nu știu, aici e lumea, parfere, distracție, cel puțin Mamaia, dacă te-a pus să strigi bume, să uită lumea la tine care a mașini să strigi? Bum! E-e! Bum! E-e! A, da? Da. Și nu știe lumea în Mamaia de bume, e-e? Să uită care a mașini străine. A, ce lipsește cu desăvârșire? Viața culturală. S-a ales praful de viața culturală pe litoral. S-au dus naibii teatrele. Totodată nu avem posibilitatea de, dacă eu stau în Costinești și vreau să... Aici teatrul e terminat și aici, dar vreau să mă duc la Constanța. E, la ora 8 mașinile nu mai circulă, la ora 20. Da. Mă întorc. Și ca să avem toate pericolele la un loc, în apropierea unui dig avea să explodeze și o mină marină. Cine să aibă însă ochi și pentru ea, când toată lumea e cu gândul la distracție. Mulți nu realizează pe exact ce se întâmplă acolo. N-au capacitatea să înțeleagă că mina aia vine dintr-un război. Sau, nu știu, războiul e cumva așa, pentru că nu ne atinge direct pe noi. A explodat, eu sunt bine, totul e în regulă, e distractiv. La fel ca ăia cu explozia de la Crevedia, cu nunta. A, iată, Dumnezeu ne iubește că am putut să continuăm nunta la 50 de metri de, sau 100 de metri de incident. A fost o extorsiune de valori care a explodat o mină în Pacific, în depărtare. Pentru care s-a întâmplat aceste valuri și acest vânt miraculos. Stăm aici, ne bem vodka și berea până în expansiunea plăcerii, care s-a definit a fi o plăcere. Dumneavoastră ce ziceți? Sunteți ok? Eu oarecum sunt, așa, încerc doar să înțeleg ce vreți dumneavoastră să transmiteți, așa. Este o plăcere foarte minunată aici, alături de prietenii mei. Care e știrea zilei în Costinești? Este foarte aglomerat. Alta. Este distracție la maxim. Alta. Este foarte ieftin. Ceva ce s-a întâmplat azi? Astăzi nu intra eu la Bălăceală. A explodat o mină, doamnă, la dig. Da? A, nu știați? Nu. Da, a explodat, dar n-au fost victime. Vă e frică? Nu. Nu există așa ceva. Nu, acum intru în apă. Adică n-aveți nicio problemă. Și dacă vedeți mina, ce faceți? Sărut ea! Nu, doamnă, vă rog. Nu, deși mă... De unde sunteți? De la Beciu Telorman. Din Telorman, da. Frumos. Ați auzit, doamnă, de mină? De mina aceea? Nu. A fost o mină pe aici, a explodat la un dig. Nu știu. N-ați auzit? Nu. Nici o bubuitură, nici o știre, nimic. Nu. Bun. Care-s planurile de distracție atunci? Distracție la maxim, să rupem tot ce prindem. Și ce vreți să prindeți? Să mă dau cu vaporul, să mă dau un ălea în farcul de distracție, tot ce se poate. Nimic nu iertați. Ce frumos, nimic. Câți bani aveți? Nu știu, fără număr. În cont total, pentru vacanța asta. Avem, nu ne-am pus în calcul, cât, fără număr. Cât se poate, să ne distrăm la maxim, că o viață avem. Cât stați în Costinești? 7 zile. Scopul și durata vizitei, ce faceți în Costinești? Distracție. Bun. Frică de mine aveți? Deloc. Nu. În mare vă băgați, iar borați steagul roșu acum, n-aveți voie să intrați. Îi ascultați? Nu. Îi băgați în seamă pe Salva Mare? Nu. Singurii preocupați de explozie sunt acești tineri care se așteptau să se mai declanșeze o bătaie, la scurt timp după bubuitură. Dar v-ați speriat? Ne-am speriat puțin. Da, ați auzit bubuitura? Da, s-a auzit la 9 dimineață. Cum a fost? Bum! M-am trezit din pat, am tresărit. N-am mai știut ce să fac. A crezut că gata, murim. Ce invazie? Topoare cu dale, cu alea, cu săpii. Bă, o mănânc.
stă femei. Pe plajă, e femei. Frică de apă. Tatuajele le-ai pregătit special pentru vacanța asta? Nu, astea le-am făcut la pușcării. Păi dacă mare nu putem să intrăm, trebuie să ne distrăm și noi, nu? Normal. Prin dans, cel mai frumos. Reggaeton from Spain, from Colombia, mamacita, papi actually. De acolo aveți stilul. Poftim? De acolo aveți stilul de dans. Și când ați plecat din Târgoviște, ce v-ați spus? Că eu vreau să petrec. Eu beau de acum 4 zile în continuu. Apă. Nu apă, alcool. Alcool. Da. De când ne trezim până când dormim. Hai și tu, hai și tu. Hai. Până acum ne-am distrat pe lealul de tot. Muzică, plană, tot ce trebuie. Chiar dacă valurile sunt mari, ne distrăm oricum. Ziua pe plajă cu dansuri și hore, noaptea în club. Am bani fără număr și mă duce la maxim! Superb! Ceva extra mondial! Ați un grup care nu plouă, nu ninge și nu te găsește soacra niciodată, că avem prelanta trasă. Vreți întrebarea nopții? La mare avem voie cu nebunii. Suntem peste 20, ne simțim foarte bine. De ce ați ales Costinești? Pentru că aici e vibe-ul, aici e foarte frumos. Manelele sunt viața noastră, ne ascultăm manele, nu altceva. Ne distrăm foarte bine, da-ia. Mi-a zis, cum e? Cum ai ajuns în Costinești? Câți bani ai la tine? Cât spargi? Cam vreo 1000 de lei pe noapte așa, e super atmosferă, e foarte tare. Pentru cine sunt dedicații în seara? Dedicația asta pentru toată lumea prezentă. Este foarte frumos aici, atmosfera e frumoasă, aici în camp. Trebuie să bem, să ne distrăm, că suntem aici. Pentru cine ai dat dedicații în seara asta? Pentru cine vrei să dai dedicații în seara asta? Pentru toți prietenii mei care mi-au fost alături mereu și pentru cea mai frumoasă iubită, Maria. Și vreau să le transmit că iubesc pe toți și le mulțumesc că au fost aproape de mine. Ne simțim în al doilea vis! Bere, iubim Costinești! E frumos! E prea frumos! Din tot! Asta rămâne la mare, poate pormele sus! Atmosferă plăcută aici în Costinești, v-ați cet un număr cât mai mare. Sunt aici cu iubita mea cea mai frumoasă, ne simțim bine. Pe lângă asta e aglomerație mare, mare, mare rău de tot, n-ai loc să te miști, e bară la bară. O grămadă lume, n-am ce să mai zic pe aici. E mișto, mișto, veniți la mare, fraților, să vă simțiți bine, distracție, totul, forță. E bine, am dormit câteva ore și în rest bubuială. Totul e altfel în Costinești, stațiunea manelelor și telenovelelor de o vară. Aici, până și pescărușul a fost înlocuit ca simbol estival. Te-am adus la mare, din toată inima, să le fac părățirea, da. Mândru ca un cocoș, așa e Mihai, un cântăreț ambulant care adună lumea în jurul lui de la primul refren. Și poți să dai drumul.
spunem bună seara la toată lumea. Aici la Costinești, doar aici la Costinești, la Dubai, așa că vă place vouă. Vă așteaptă băieții, fac o publicitate pentru viața lor, pentru toată lumea, din toată România. Bineînțeles, vreau să salut și la Alba Iulia, la tot județul pe care iubim acolo. Ia-o spun, zic eu asta. Inima te-am adus la mare, din toată inima, să fac plăcerea, da, 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 da. Hai de viața mea, la mare, da, da. Manelele noi nu-s bune de nimic, exclamă acești veterani în lăutărie. Ei își strâng ciubucul cu acordeonul și melodii din altă eră estivală. Bună seara! De la Daniel. De la emisiunea Asta e România suntem. Să trăiești dumneavoastră, să fiți sănătoși și iubiți. Da, vă mulțumim frumos. Și bine că v-am prins să vă întreb care e diferența între muzica lăutărească și manea. Că manea, știți cum e acum, e la modă peste tot. Face parte tot din muzică lăutărească, tot de la noi a plecat și manelele, deci e legat ceva de el. Muzică populară pe care e lăutărească, nu se uită niciodată pe pământul nostru. Muzica cu asta vă ocupați. Da, cu muzica lăutărească, manele vechi, din ăștia noi nu cântăm noi. Nu. Ce înseamnă o manea veche, un exemplu? Manea veche înseamnă manea de-a lui Gabi Lunca, de-a lui Romi Capruceanu, de-a lui Sile, Dumnezeu să-l odinească. Noi cântăm numai lăutării, cântici vechi. Dar de unde sunteți deloc? Suntem din Moldova, dar aici suntem stabiliți în Mangalia. Și cum e? Merge treaba? Vine lumea? Ne iubește lumea, da, ne iubește lumea, că cântăm cântici vechi, cântici lăutărie. Adică cei care cunosc, da, vin aici. Vin, da, vin și ne ascultă, nu decât un bacșiș. Super, o stațiune foarte frumoasă, din punctul meu de vedere. În alte părți ai mai fost, anul ăsta, pe litoral? Da. Unde? Mamaia, pe Forie Nord, dar nicăieri nu-i cam Costinești. Dar de ce? Păi ce, și Mamaia e frumoasă? Nu. Mamaia e bătrână. Exact. Noaptea trece repede, iar soarele răsare din nou peste Marea Albastră. Văzută de sus, te duce cu gândul la poezie. Mai odihniți sau mai obosiți, turiștii se întorc la distracție. Vă iubim, vă iubim și dacă... Vă iubim, bă! La Costinești, forță iasă! Bine! Gata! Bună ziua! Bună ziua! Puneți altă melodie, mai așa, mai slow. Perfect. De unde sunteți? Din Craiova. Din Craiova. Când ați ajuns? Ieri am ajuns. Și cum ați început? Care a fost primul pas către distracție? Păi, ce pot spune? Mai întâi am vizitat plaja și stațiunea, pentru că e prima oară când vin la Costinești. Da? Da. Și după am mers într-un club. Am stat foarte mult pentru că am fost destul de obosit, am avut întârziere și la tren, 2 ore, și am stat până pe la 1. Cum mai merg trenurile acum? Destul de greu, adică am avut întârziere de 2 ore. Băile cum mai sunt? Nasoale. Aerul condiționat? Nu prea, a fost prezent. Însă vacanța nu mai e ieftină nici în Costinești, când vorbești despre vârful sezonului estival, așa că turiștii au lăsat aici salarii întregi. Sparchi mai scump ca am trecut, sau prețuri exagerate. Ne distrăm, toată lumea e bine. Mare e pic amagitată, de asta ne deranjează, dar în rest toată lumea e fericită. Care e bugetul pentru tot concediul ăsta de Sfântă Mărie, când se spune că e mai scump? Undeva la vreo 2000 de euro, cam atât. Care a fost bugetul de zi, de seară, de distracție în Costinești? Cam 700-800 de lei. Cam pe Mamaia, așa merge. Și la Costinești tot așa merge. Distracție mare, cheltuieli... Distracție să fie. Pe măsură. Pe măsură, da. Dar domnul, poftim acolo la Vaporoș, am locuri libere, avem și oferta astăzi. 20 de lei, adulți și 10 de copii. Mai e cineva pentru Vaporaș? La domnul ăsta cu ochelari, s-a plimbat din aria tari, hai! Credeți dumneavoastră că vrea? Domnul ăsta de aici? Da, da, da. Am început să-i cunosc deja. E ghiciți? Bine. A plecat, a fugit, ia uite. E și timpul care este lucrând
an de an aici. Deja eu cunoști omul care ar vrea să se distreze, se schimbă și schimbă automat. Unde-i vaporașul ăla? Unde-i vaporașul ăla? Unde? Sunt niște chestii care n-a... Corect, corect. Așa. De câți ani la Costinești? Aici din 91. De când? 91. Nici nu erau astea pe aici. Mamă, era doar obeliscul. Nu, era obeliscul, aici nu era canal. Ce bava. Da, aici nu era canal. Era tot numai plaje, obeliscul și atât. Și când era mai bine, atunci sau acum? Trebuie să vă spun înainte, acum sunt și situația asta noastră care nu ne mai permitem să se dea cu un vaporaș. E și cu ce amintiri să pleci de la mare dacă nu treci măcar într-o seară prin satul de vacanță? Pentru o ciorbă, pentru o horă. La noi, la români, hora nu se mai termină niciodată. Nu se mai termină. Sârba, ele încep, știm că încep, dar da? Nu se mai termină. Da? Bun. Dar se spune să termină. Și dacă mai ținea, până mâine. Continuăm, în continuare. Cât timp veniți aici? 19 ani, fiecare an. Salutare, salutare, bună seara, prieteni, vă salut în direct și în această seară suntem prezenți aici în satul de vacanță. O varză făcută așa, ca la mama acasă, varză cu afumătură. Avem o fasole făcută așa cum trebuie făcută, da? Ceva care să vă ungă la suflet. Și bineînțeles, în partea asta avem colecția toamnă, iarnă, vară, primăvară. Acești frumos ciolănei, ei sunt gata sfințiți. Ceva care să vă ungă la suflet. Și bineînțeles, uitați, asta este ciolanul adevărat, autentic de la mama acasă, trofeul de aur. Deci puteți câștiga un televizor fără ecran, o mașină de spălat manuală la mână sau marele premiu, ce puteți câștiga? O cină romantică alături de Brini Spritz. Ne-am promis că o să vină și ea în seara asta. Și uite așa, în dulcele stil românesc, s-a mai dus un sezon estival și a mai trecut o vară peste noi. Cu buzunarele mai goale și inima mai plină, românul și-a adunat amintiri cât să-i ajungă un an întreg.